Sergio, Mondo di Simone. Siete un'idea con cui abbiamo grazie di fare una cosa già stata nella vostra casa. Siete, io conosco a voi, grazie al lavoratore, a voi, Iliani, che vengono usate le telefoni della Dallas, io ho fatto il governo, un cane da molto lì, Lucerazzi, l'operatore di 16 di Nacoste, 5 ore, puntate di serica, Domus. Amen, amen. Am, podeo să fie bucurie numele pe care biserica dumneavoastră o poartă. Și biserica aceasta trebuie să poartă nume frumos, nu? Muntele Sion. Unde ar trebui să fie cântările cele mai puternice? Unde ar trebui să fie rugăciunile cele mai puternice? Muntele Sion. Nu pierdeți. Numele pe care l-ați ales, purtați în orice împrejurare și Dumnezeu vă va binecuvânta. Mă bucur să spun și să nu trec în vedere și familia lui Dan și Dan, nu? Daniel și Dan. De rebal. O, Ionuț, am o altă familie, Ionuț și Dan, care pentru prima dată ei ne-au conectat în Dallas și prin înșii suntem în seara aceasta aici. Știu că ei sunt în România și când au auzit că noi trebuie să venim aici în Spania, eu am venit la o căsătorie, duminica care a trecut, am fost împreună și împreună cu frații care au venit din, așa cum ați auzit, din toate statele, astăzi ne-am regrupat, formând grupul cu care vom merge până probabil săptămâna viitoare, până ne vom reîntoarce înapoi în state. Dragii mei, așa cum ați auzit, poate puține informații, unii ați venit din consultate, alții au venit ca de obicei la biserică, să vedem ceea ce se va întâmpla și ceea ce Dumnezeu va lucra. Eu vă spun că avem un Dumnezeu mare și puternic. Să vii să fie numele Lui. L-ați simțit la rugăciune. Prezența Domnului este aici. Amin, amin. Dar fiecare dintre noi, în seara aceasta, vom merge cu ceva. Și ascultați. Oricare dintre noi vom face trei lucruri sau trei alegeri. Astăzi poți să vii la casa Domnului și să respingi pe Iisus Hristos, ca de obicei. M-am dus să văd ce se mai întâmplă pe acolo. Astăzi sau seara aceasta, poți să refuzi lăsând chemarea lui Dumnezeu pe altă dată. Sau astăzi, sau în seara aceasta, poți să-L accepți pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Aleluia. Dar nu numai atât. El este viu. Și dacă Hristosul nostru este viu, și noi trebuie să fim viu. Noi nu avem un Dumnezeu mort, spunea fratele aici. Aveți sărbătoare aici în Spania. Ce ne interesează de sărbătoarea lor? Îmi amintesc de o mărturie a unui fost vrăjitor care spunea că Satan i-a spus că el este al doilea vrăjitor din lumea aceasta pe care cu puterea întunericul îl folosea Domnul acesta. Și trec repede peste mărturisirea acestui om. Pentru că mi-a venit ideea că aveți sărbătoarea aceasta. Și spunea dânsul, spune, eu când mergeam pe stradă și porucea prin cuvântul care era însoțit de puterea întunericului, spune, dacă vedeam un cuplu ținându-se de mână, eu doar stăteam în spatele lor și le spuneam, ăștia trebuie să se despartă. Spune, două, trei minute se certau unul cu altul. Deodată! Dacă vroia să fac ceva, totul îmi stătea în puterea mea. Dar spune, într-o zi, m-am sculat de dimineață. Și în locul în care locuia dânsul, aici este o putere a lui Dumnezeu, care trebuie să o înțelegem ca biserică. Și el spunea, m-am sculat și am început
să spun, astăzi voi blestema tot ce în jurul meu. Și am început să blestem. Și a venit diavolul la mine și a spus așa, tu nu poți să faci nimic. Și eu am zis, cum? Nu poți să faci nimic. Spune, vezi tu biserica aceea cu turnul acela acolo? Era o biserică mică, nu mare. Zice, ăștia, ăia au stat în poș în rugăciune și au binecuvântat locul în care noi suntem. Și noi nu putem face nimic. Auziți ce face o biserică când stă înaintea lui Dumnezeu? Eu și tu, noi și voi, suntem pe trei pământul împrăștiați. Aleluia! Am plecat din țara noastră. Dar cu noi a plecat Dumnezeu. Slavă Lui! Dumnezeu ne însoțește. Și dacă Dumnezeu ne-a dus pe un pământ sau pe altul, ne-a dus cu un scop. Nu să avem o mașină, nu să avem un cel mai bun, ci să avem pe Dumnezeu mărturisindu-L. Aleluia! Și astăzi noi ne facem aici să luăm cetatea sau țara Spania, Madridul, în mâinile lui Dumnezeu. Aleluia! Să declarăm că ce este în mâna Domnului. Aleluia, mărire Lui! Credeți dumneavoastră că Dumnezeu ne ascultă? Amin! Dumnezeu poate să facă, slăviți să fie Domnul! Asta este unitatea, puterea lui Dumnezeu. Dragul meu, de ce crezi dumneatale că Iisus a mers la cruci? De ce a mers Iisus la cruci? Dumnezeu acesta a mers la cruce pentru că mă iubea pe mine și tine, dacă tot s-a vărut. Dumnezeul acesta a mers la cruce pentru că a spus, în casa mea voi vindeca, în casa mea voi elibera, amin, în casa mea voi mântui. Amin. Acest Dumnezeu în seara aceasta este aici. De ce venim la casa Domnului? Ce te mai osândește, dragul meu? Pentru că îți trec mai rapid, pentru că este o seară de rugăciune. Dar vreau să vă spun că ochii mei au văzut pe Dumnezeu. Am crescut într-o familie de pentecostal de 13 copii. Părinții mei au fost proroci. Dar cu 2 ani în urmă am cunoscut acest grup de frați pe care Dumnezeu i-a folosit înaintea mea. Și eu auzeam de la mama și tatăl meu că Dumnezeu lucrează și Dumnezeu face minuni. Și nu mă îndoiam deloc. Dar încă parcă ochii mei nu văzuse pe Dumnezeu la acela care făcea minuni. Aleluia! Până într-o zi, când am intrat în lucrare cu frații și au venit oameni care n-au văzut și au văzut un bărbat la 82 de ani, în Cluj. Anul trecut a fost cantor toată viața lui la biserică și doar cu 2 sau 3 ani în urmă s-a pocăit și a ajuns paralizat. Râdea satul de el și a spus, uite, te-o pedepsit Dumnezeu că te-ai pocăit. Când l-am văzut pe bărbatul acela întins în pat, cu picioarele încurcate, încrucișate, a spus așa, au zis credința acestui bărbat. Frații mei, zice, dacă o zi Dumnezeu mă la picioarele, voi umbla prin sat. Aleluia. Să mă vadă tot ca un Dumnezeu și apoi să mă ia acasă. Mărie Lui! În seara aceea, acel bărbat a pășit. Acel bărbat a umblat. Aleluia. În numele Lui Dumnezeu. Mărie Lui veci. Știi de ce? Nu să mai facă business afaceri. Să-L proslăvească pe Dumnezeu. Mărire Lui! Dacă în seara aceasta Dumnezeul tău căruia slujești pe nouă tărâim noi și cu dorință să-L caut pe Dumnezeu din toată inima ta, nu să mai ai un geam și un alt geam, un albistru și un albistru, să fii Dumnezeule, dacă îmi dai picioare, dacă îmi dai fetiță la voi, aleluia, dacă îmi dai băițelul, dacă îmi dai soția, dacă vindeți cancerul, aleluia, Dumnezeul meu, te voi proslăvi. Mările Lui, vezi! Puterile tale, slăviți să fie Domnul! Glorie Lui, vezi! Asta e biserica lui Dumnezeu! Vie! Amin! De aceea suntem aici.
ne-am lăsat familiile noastre și tare bine în confort și tare bine să fie acasă și în jurul copiilor tăi. Dar pentru Dumnezeu și pentru ceea ce Dumnezeu ne-a pus în inima noastră, am spus, trebuie să mergi. Chiar dacă se plătește un preț, e minunat. În seara aceasta, dragii mei, aș vrea să vedem pe Hristos. Eram tot la Cluj anul trecut și a venit o soră și aici vreau să vă spun importanța mărturisirii. Poate unii vă îndoiți și spuneți, de ce trebuie să mărturisim noi? Spunea fratele aici, din Psalmul 32. David a experimentat, el căuta să comunice cu Dumnezeu. Dar el spunea, în comunicarea lui, de fapt era o tăcere. Câte vreme a făcut, dar a realizat mai târziu pe ce. El spunea lui Dumnezeu, știu că am păcătuit, știu că am făcut ceea ce nu-ți place ție, dar hai să rezolvăm problema asta între noi doi. Hai să vedem. Dar de fapt era o tăcere. Și atunci când am mărturisit păcatul lui, a primit din corelația de Dumnezeu. Slavă Domnului! Cea mai mare problemă în bisericile noastre creștine este problema că ascundem păcatul. Ne-am obișnuit cu el. Am tot adăugat păcat cu păcat. Și l-am făcut prietenul nostru. Și am zis, ne merge bine. O să cânt în cor, o să vin la fanfară. Și sunt ok. Anul acesta a fost undeva în arena, într-o biserică. Au venit mulți tineri la tot biserică. Erau chiar tineri care cântau în față. Și păcătuiți se la intrat. Țineau păcatul ascuns. Acolo nici mama, nici tata nu te mai ajută. Nici nu spun, o să se facă. Acolo trebuie să fii tu cu Dumnezeu, să-ți aduci păcatul înaintea lui Dumnezeu și înaintea omului, căruia crezi că poți să declari. Și să faci pe Satan de rușine. Au plâns acești tineri ca niciodată, mi-aduc aminte în camera de mărturisire, cămășile lor erau ude complet, plângeau ca niciodată. Mi-era mie milă de ei, dar de fapt era prima întâlnire și relație cu Dumnezeu. Aleluia. Și în momentul acela, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și a botezat cu Duhul Sfânt. Mărire Domnului! Așa și lăudau pe Domnul! Glorie Domnului! Și a zis, dragii mei, voi sunteți sub 18 ani și ați căzut în păcatul de curvie. Ce faceți? Noi nu putem să-i spunem păstorului, nici părinților voștri, că am luat mărturisirea voastră. Dar ce faceți voi? I-a dus Duhul Sfânt până acolo după ce a primit Duhul Sfânt și a zis, mă duc la tata să-i spun că am păcătuit. Aleluia! Dar Iisus m-a iertat la cruce. Mărire Domnului! Nu-ți fie rușine și frică. Aici avem un Dumnezeu, un Iisus care a mers la cruce, a plătit deja prețul. N-a ascultat șoapta diavolului care te înșeală, poate seara aceasta să ne fus chemarea mântuirii lui Dumnezeu. Chiar am avut alt tânăr tot în biserica aceea și a spus, cu un an în urmă ați venit la noi și am ascuns păcatul și n-am avut curajul să-l mărturisesc. Un an de zile m-am rugat lui Dumnezeu, Doamne, mai adu-i încă o dată pe frații ăștia. Și-a venit primul la mărturisire. Slavă Domnului! Nu știu dacă vei mai avea un an, voi mai avea o zi, dar este ocazia bisericii în muntele Sionului, ca Hristos Domnul să coboare aici. Amin. Noi de obicei vă spun că facem o rugăciune și rugăciunea aceasta care va urma este o rugăciune pentru vindecare și eliberare. Dacă Domnul Iisus Hristos te va vindeca, te va elibera, o să faci mărturisire și să vii aici. Pentru că și noi trebuie să declarăm, să-L mărturisim pe Dumnezeu că ne-a făcut bine. Am avut cazul acesta și mai multe cazuri, dar noi românii suntem cam așa. Fă-mi, Doamne, bine ca eu să tac din gură. Și taci. De ce lumea aceasta și răul acesta trece tot mai mult? Pentru că ne place să
transmitem răul, ai auzit ce s-a întâmplat? Dacă ni se face un bine, ce face un bine? Doamne, îți mulțumesc și tatăl. Și dacă îmi dai harul cu mâine, ar fi tot și mai bine. Dar nu felul acesta noi glorificăm pe Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, vrem să glorificăm. Era cazul acesta într-o biserică din California și frate, numele Trandafir, din San Bernardino, 70 ceva de ani, la rugăciune, n-auzea. Și în timpul rugăciunii, așa cum ați văzut-o și prima, lăsați pe Domnul să lucreze, lăsați-vă liber. Aruncați-vă în Domnul, aruncați-vă în El. Auzi ce spune cuvântul Domnului? În Filipeni 3:13. Fraților, eu nu cred că l-am apucat, spunea Apostolul Pavel, încă, dar fac un singur lucru. Uitând, spune lui Diavolul acum, uitând ce este în urmă, în urma mea, și ce fac, o fac Pavel, și aruncându-mă spre ce este înainte. Eu te întreb acum, dacă în seara aceasta Domnul spune să te arunci, câți dintre dumneavoastră, dacă v-ați aruncat de pe o stâncă, la jumătatea căderei, ați fi spus, hai că vreau să mă întorc înapoi. Mai era vreo șansă? Când te arunci? Nu. Nicio șansă. Pentru că n-ai fost. Când te arunci și nu mai depinzi de picioarele tale, n-ai decât să... Apostolul Pavel spune, m-am aruncat, adică nu-mi mai e nicio șansă să dau înapoi. Mă arunc în Dumnezeu. Amin. În seara aceasta noi trebuie să ne aruncăm în El. Și fratele acesta la rugăciune, dragii mei, spune, Domnul a arătat și vedenii, spune, mi-a intrat un fier roșu în ureche. Domnul l-a băgat, l-a scos afară, l-a băgat a doua oară. Și ca un dop s-a auzit, bum, și a ieșit afară. Și deodată a auzit tot ce se întâmplă în biserică. Ăsta e Dumnezeu. Slavă Domnului! Dacă în seara aceasta, Dumnezeul acesta al tău pe care tu te închizi și-l crezi, vrei să lucreze și crezi că ești un om credincios, nu-i nevoie de mărturisire, că ai sfințit așa cum spune în Roman 12:1, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, dacă trupul nostru este curățit, curat în seara aceasta și dacă totuși în trupul și mădularele noastre există boală, Iisus Hristos este gata să ți-o ia seara aceasta. Dar dacă nu ți-o va lua, înseamnă că va urma o altă cale să mărturisești și Domnului și v-aș încuraja pe oricare dintre dumneavoastră să nu permiteți ocazia mărturisirii dacă o doriți și să plecați vindecați. Am avut ocazii când Doamne au venit și au spus, mă doare inima, mă doare asta și asta. Și-a pus spatele, nu-i nicio problemă. Și Domnul nu a vindecat un lucru mic. Pentru că să spun eu, pentru că asta m-am răcotit. Și Domnul îți lasă țepușul. Este după hotărârea pe care o rog. Vrei să fie vindecat complet, Domnul o face. Dacă vrei să mai ai ceva, te duci cu el. Dar eu vă încurajez prin credință și vă spun prin cuvântul Domnului să mergeți sănătoși. Amin. Să fiți plini de putere. Amin. Vedeți lucrul acesta că Domnul poate face? Amin. Asta va fi prima rugăciune. Apoi va urma fratele Daniel Pau și posibil, dacă Domnul cu undeva călăuzi, vă face o rugăciune specială pentru cei bolnavi cu cauze, cu ungerea cu de lemn pe șervețele, dar nu pentru dumneavoastră, ci pentru cei dragi ai dumneavoastră, care nu sunt prezenți aici, pe care îi purtați în inimă și cu care puteți să mergeți acasă, să vă rugați pentru ei. Dar nu uitați, nu faceți lucrul acesta cu ușurință, pentru că tu ești însărcinat, ești trimis ca natal să rezolvi o problemă cu David. Nu mergeți cu ușurință la șervețelul sau asta. Inima ta, credința ta trebuie să fie legătură cu Dumnezeu. Tu ești ca un trimis al lui Dumnezeu. În momentul acela, autoritatea îți este încredințată prin credința pe care o crezi, pune șervețelul pe copil, se va vindeca. Vreau să vă spun o lucrare în Belgia care s-a lucrat aici, în Ocarnia. Este sora Maria, care ne-a găsit pe YouTube la mărturisirea sorii Romelia din Cluj și la 12:30 noaptea m-a sunat cumnata ei din Belgia împreună cu fratele ei. Era 12:30. Am văzut că este un număr străin și am auzit că este o voce care aproape plângea.
și a spus: îmi cer scuze că știu că la dumneavoastră este noapte târziu, dar vreau să vă rugați pentru mine. Și eu am zis: bine, că mâine o să ne rugăm pentru dumneavoastră. Și a zis: nu, eu cu soțul meu în 3 ore și jumătate va trebui să ajung la spital. Domnul ne-a binecuvântat cu 2 copii gemeni. Cu 2 copii gemeni, unul Domnul ne-a sănătos, al doilea din momentul nașterii și până acum sunt 2 săptămâni. Astăzi va fi ultima zi când va trebui să fie ridicate aparatele de pe el și doctorul ne-a dat nicio șansă. Copilul nostru nu s-a mișcat, n-a făcut nimic. Și doctorul a zis: nu este nicio șansă. În momentul acesta a spus: bine, soră, dă câteva minute să mă îmbrac. Am mai sunat încă la un frate din echipa noastră care mi-a răspuns în toi nopții și am intrat în rugăciune. După ce am intrat în mărturisire, amândoi, vă spun sincer, am înțeles ce înseamnă să fii mamă. Mama aceasta plânge. Dumnezeu a pus-o în colț și a zis: de aici nu mai ieșeam. Vrei copilul, te vreau și eu pe tine. Și a început să mărturisească și curgea mărturisirea ca un râu. N-am apucat să mai pun o întrebare. A spus: asta cred și asta cred și asta cred și asta cred. De la 12 ani așa spunea. Și asta cred. A intrat soțul, la fel. Când au venit împreună încă soțul, era parcă așa sub călăuzire. A puterea Duhului Sfânt a zis: draga mea, tu ai mi-ai spus și lucrul ăsta când poate am făcut? Și a zis: nu, am uitat. Zice: frate, și asta am făcut. Amen. A zis: nu-i nimic. Slavă Domnului, intrăm în rugăciune, credeți? Și i-a zis: cred. În momentul când ne-am rugat, a spus: facem o rugăciune de eliberare ca Domnul să mă ierte. Și am spus după rugăciunea aceasta: frate, parcă ne simțim ca un furc. Suntem ca o pană. Dumnezeu a făcut o schimbare chiar în relația de căsnicia noastră. S-au schimbat lucrurile în momentul acesta. Și a zis: veniți să fie Domnul. Zic: acum luați un șervețel, scrieți numele copilașului Emanuel pe el. Și vom face ungerea cu un de lemn prin credință. Aleluia. Puneți mâinile voastre că sunt mâini sfințite acum. Sunteți curățiți. Și au scris numele, au pus mâinile și au făcut o rugăciune. A zis: după ce veți pleca imediat la spital, intrați, puneți acest șervețel pe capul copilașului. Au mers cu jumătate de oră înainte, au pus șervețelul pe copilaș și a spus: Domnul vă dă puterea, să vă rugați, nu vă cunosc situația spitalului, camere de acolo, dar Dumnezeu vă va da înțelepciune. Rugați-vă. Au ajuns, au rugat și zice că a intrat medicul. Medicul pășea așa totul încet, încet. S-a uitat la fața lor și parcă nu mai erau oameni speriați. Erau mărăși. S-a uitat Domnul, a zis: ceva nu e în regulă. Și i-au întrebat și a zis: sunteți gata? Sunteți pregătiți? Și a zis: da, suntem pregătiți. Aleluia. Pentru că Domnul, prin fratele care era cu mine în rugăciune, a avut o vedenie și Domnul i-a arătat viață. Și a spus: auziți, este viață. Aleluia. Și în momentul când primele aparate au fost extrase pe fața acestui bebelaș, ei vor fi mărturii aici, într-o biserică duminică, unde vom merge cu numele B sau așa ceva. Pesain. Vor fi mărturia care ei vor veni din merge să mărturisească pe Dumnezeu copilașii lor. În momentul acela spune că copilul a căscat, și-a deschis ochii, s-a întins și a prins degetul în mare. Mărire Domnului! Să-mi zice de Domnul! Veci, veci! Dumnezeu lucrează și este viu! Credeți lucrul acesta? Timpul trece și știu că nu vreau să fim obositori. Ne ridicăm în picioare, prin credință, în numele Dumnezeului nostru atât puternic. Orice problemă din trupul tău poate fi vindecat. Dacă vei lua o hotărâre în seara aceasta, poate ai eșuat, poate Dumnezeu ți-a strigat de multe ori: vin acasă, întoarce-te acasă, și ai refuzat chemarea lui Dumnezeu. Este momentul lui hotărâi și Dumnezeu te va vindeca și te va elibera. Intrăm în rugăciune. Amin. Amin.